Câteva sute de fermieri din județul Giurgiu au de returnat Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură sume ce le-au fost acordate ca subvenții agricole de la Uniunea Europeană, dar și din bugetul național pentru diverse lucrări agricole. În registrele debitelor de la APIA s-au regăsit sume de ordinul miliardelor, iar cei care au încasat aceste sume au fost obligați să le returneze. Situațiile în care funcționarul APIA poate constata plăți acordate necuvenit pot fi diverse. Odată pentru redigitizarea blocurilor fizice în sistemul nostru ELPIS, în sensul că blocurile fizice își micșorează suprafața în campania curentă, iar noi avem obligația să verificăm toți fermierii din acel bloc fizic. Motivele sunt multiple și de ordin tehnic de cele mai multe ori, iar situația nu este deloc plăcută pentru cei care au încasat banii și acum trebuie să-i restituie cu dobânzile aferente. La nivelul județului Giurgiu, procesul de recuperare a sumelor a decurs bine. În acest moment, APIA Giurgiu mai are de încasat aproape 145.000 de lei. Este o sumă mică, având în vedere toată activitatea desfășurată de agenția noastră de la înființare. Pe măsură ce ei primesc la domiciliu procesele noastre verbale de debit, care constituie titlul de creanță, și pe măsură ce aceștia sunt foarte bine informați asupra cauzei care a stat la baza acestui proces verbal, atunci sigur că și recuperarea, în funcție și de posibilitățile lor, este mai ușoară. S-a ajuns în această situație deoarece suprafețele de teren indicate de fermieri pe hărți nu corespund cu cele măsurate prin satelit, mai ales că până acum statul nu a întocmit încă un plan cadastral național, deși Comisia Europeană a cerut cu insistență României acest lucru. Conform reprezentanților instituției, APIA are de recuperat acești bani de la agricultori care au depus cereri de sprijin pe suprafață în perioada 2007-2013.